băieți care aveau zborul în sânge, cel puțin Victor, chiar și după ce a ieșit la pensie, el a executat mult zbor și pe la Bacău și pe la Ploiești, pe la aerocluburi. De asta chiar nu m-a surprins că el a fost implicat în asta, pentru că peste tot, un tip băgăcios. Foarte bun pilot, instructor de zbor, ani de zile are. Victor cred că are vreo 3000 de ore de zbor. Am înțeles că este un avion construit de ei și era în testări. Nu, se putea întâmpla orice, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Cam câți tineri au trecut prin mâinile lor? Sute de tineri, piloți. Pe 23-a urma să avem o întâlnire fosta unitate militară și urma să fie și o leacă de meeting aerian. Ei am bănuit că urmau să vină aici. Thank you.